În Sfânta Scriptură este numită Grădina Domnului. Cartea Genezei se referă la Valea Iordanului ca fiind Edenul biblic. Timp de milenii, râul Iordan a fost sursă de viață pentru întreaga regiune, dar fără îndoială, momentul cel mai important din existența sa rămâne botezul lui Isus. În vestigiile arheologice descoperite în ținutul Iordanului, se pot descifra ca dintr-un palimpsest istorii vechi testamentare, a căror vechime se întinde până în urmă cu 7 milenii. Iordanul, sau râul care coboară, parcurge un traseu sinuos de peste 350 de kilometri de la izvoare, de la poalele muntelui Hermon din Liban și până la vărsarea în Marea Moartă, pornind de la o altitudine de 70 de metri și ajungând la aproape 400 sub nivelul mării. Pe malul răsăritean al râului, pe teritoriul regatului Hașemit al Iordaniei, în Valea El Carar, începând cu anul 1996, a fost deschis un sit arheologic. Betania de dincolo de Iordan. Așa este cunoscut acest spațiu în Scriptură și este considerat locul botezului lui Isus. Din Evanghelia după Ioan aflăm două amănunte semnificative despre locul în care boteza înainte mergătorul Domnului. Se numea Betania de dincolo de Iordan și era situat pe malul de est al râului. Acest vad al Iordanului este situat la 8 km de gura de vărsare în Marea Moartă, în imediata vecinătate a dealului de unde prorocul Ilie a fost ridicat la ceruri într-un car de foc. Tot în această zonă, numită în ivrit Betabara, pas de trecere prin vad, se spune că poporul ales, după 40 de ani de rătăcire în pustiu, a traversat râul în Țara Făgăduinței. Împrejurimile văii surprind prin frumusețea sălbatică. Până în anul 1994, aici era fâșia de graniță dintre Iordania și Israel. Odată cu tratatul de pace dintre cele două state, zona a devenit liberă și, în acest fel, arheologii, după îndelungi explorări, au scos la iveală ruinele unor biserici creștine și urmele bazinelor de apă, unde se botezau catehumenii. Să fie oare aici locul botezului Domnului? Toate aceste descoperiri, coroborate cu textele biblice, istoriile pelerinilor, precum și cu tradițiile locale creștine, conduc la ipoteza că lăcașurile de cult au fost ridicate în ținutul unde Ioan Botezătorul propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Deși, surprinzător, în harta descoperită în biserica Sfântul Gheorghe din Madaba, zona botezului este situată la vest de Iordan, unanim, dovezile arheologice și autoritățile antice au plasat viața și activitatea prorocului Ioan în partea de est a râului. Eusebiu din Cezarea consemnează în istoriile sale o biserică pe care împărăteasa Elena a ridicat-o pe locul în care se spune că a trăit botezătorul Domnului. O altă istorie relatează că în jurul anului 530, arhidiaconul Teodosie, după un pelerinaj pe care l-a făcut în Palestina, a descris un locaș de cult impunător în formă pătrată, construit pe arcade ce permiteau apei să treacă pe sub el. O coloană de marmură, însemnată cu o cruce de fier, marca locul botezului lui Isus. Un pelerin rus, starețul Daniel, scria pe la anul 1106 că spațiul în care Mântuitorul a fost botezat este depărtat de râul Iordan precum distanța la care poate arunca un om o piatră mică și este marcat de o capelă cu un altar. Nu departe de acest așezământ se află dealul de unde profetul Ilie a fost ridicat la ceruri într-un car de foc. Tot pelerinul rus descria peștera în care a viețuit ultimul proroc al Vechiului Testament și pârâul unde acesta și-a astâmpărat setea. Aceste relatări ale pelerinilor din primele secole creștine vin să întărească descoperirile făcute în Valea El Carar, unde săpăturile arheologice au scos la iveală ruinele a 4 bazilici creștine. Biserica Nordică sau Rotorius este un lăcaș bizantin datat din secolele al V-lea și al VI-lea.
Biserica vestică din secolul al IV-lea a fost pavată cu ceramică și cu mozaic alb. Două secole mai târziu a fost prevăzută cu rezervoare și bazine de apă. În edificiul ridicat de Sfânta Împărăteasă Elena au fost găsite frânturi de mozaic. Cea de-a patra bazilică descoperită de arheologii iordanieni pare a fi lăcașul despre care vorbea arhidiaconul Teodosie la începutul secolului al VI-lea. Ruinele descriu un coridor lung format din 22 de trepte din marmură neagră care duc spre Albia Iordanului. Tot în acest perimetru, relativ restrâns, au fost aflate și trei mari bazine de apă din secolele al III-lea și al IV-lea, care păstrează scările din piatră pe care coborau catehumenii pentru a fi botezați. Complexul eclezial descoperit în Valea El Carar reprezintă dovada vie că pelerinii primelor veacuri creștine au ridicat lăcașuri de închinăciune pentru a păstra amintirea botezului lui Iisus Hristos în conștiința generațiilor viitoare. Chiar dacă pentru acele ziduri timpul a devenit un inamic implacabil, în zilele noastre, în apropierea situlului arheologic, a fost ridicat un impozant lăcaș de închinare, aflat sub protecția Sfântului Ioan Botezătorul, ce aparține Bisericii Ortodoxe Grecești. Pe malul răsăritean al râului a fost amenajată o punte din lemn, acoperită cu stuf, unde oamenii își găsesc refugiu de soarele arzător al deșertului. Un vas de piatră cu o apă proaspătă te îmbie să te răcorești. Apele Iordanului curg lin. Cum acesta este graniță naturală între Israel și Iordania, de locul botezului se bucură în aceeași măsură creștinii de pe ambele maluri. Oamenii îmbrăcați în cămeși albe se cufundă în apele binecuvântate, cinstind în acest fel momentul biblic în care Fiul lui Dumnezeu a coborât în apele Iordanului pentru a primi botezul din mâinile înainte mergătorului. Textul scripturistic mărturisește: și botezându-se Iisus, când a ieșit din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se peste el ca un porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din ceruri zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. Apele Iordanului însele l-au recunoscut pe Mântuitorul și s-au întors din cursul lor firesc ca un răspuns la minunea la care au fost martori.